Toamna se numără bobocii, dar și amatorii de sejururi ieftine la mare. Chiar dacă temperaturile au mai scăzut față de lunile iulie și august, vremea este încă propice pentru plajă. Asta, dar și prețurile ieftine i-au atras pe turiști. Alegeți finalul de sezon? Sunt niște aturi, bănuiesc, nu? Nu neapărat. Așa s-a nimerit anul acesta. Am avut treabă. Dar e mai avantajos ca bani, ca tarife? De vedere financiar, da, cu siguranță. E mai ieftin cazarea, mâncarea sau amândouă? Absolut, amândouă. De fapt, toate. Perioada asta cred că e mai puțin periculoasă, pentru că mă refer la soare. Prețurile joacă și ele un rol în alegerea perioadei? Bineînțeles că joacă rol. Nu, dar cel mai important motiv pentru care am amânat a fost din cauza că n-am avut concedii perioada de vârf, iunie-iulie. Sunt prețuri mai mici în perioada aceasta? La cazare puțin, dar la masă cred că exagerează. Diferențe foarte mari, și la cazare, și mâncare, și absolut orice. Cât va costa cazarea în mijlocul verii și cât vă costa acum, de exemplu? Nu știu, în jur de 2 milioane, 2 milioane și în toiul verii, acum în jur de 1.200.000. Mulți dintre hotelierii de la Malul Mării s-au înscris deja în programul Litoralul pentru Toți și oferă pachete de cazare și mic dejun care pornesc de la 179 de lei de persoană pentru o vacanță de 5 zile la un hotel de o stea. Începând de astăzi a început programul social o săptămână la mare. Deja primii clienți au intrat. Tariful este 250 de lei pentru 6 nopți de cazare de persoană cu mic dejun inclus. Sperăm să avem două săptămâni bune și ca vreme și ca număr de turiști. În general, sezonul în vara asta a fost foarte bun pentru noi hotelierii. Tarifele cresc treptat până la 549 de lei pentru o cameră și mic dejun la un hotel de 5 stele. Turiștii care preferă pachetele all-inclusive au și ei prețuri speciale, între 695 și 895 de lei pentru 5 zile de cazare. Mâncarea nu este inclusă în programul Litoralul pentru Toți, dar patronii de restaurante au și ei oferte speciale. Și pentru turiștii, deci în luna septembrie, noi suntem pregătiți cu prețuri mai joase la mâncărurile românești, la paste, ce mai putem să lăsăm, în jur de 10%, 15%, toate prețurile sunt mai jos. Până în acest moment, în programul social s-au înscris 40 de hoteluri cu peste 3500 locuri de cazare.